Când specialiștii de la Institutul de Construcții au venit să cerceteze terenul din satul Șoimești, comuna Ceptura, care plecase la vale, au spus că nu au văzut niciodată o alunecare de teren atât de masivă. Practic, întreg satul Șoimești a început să se deplaseze, unele case fiind deja dărâmate de mișcările pământului. Singura soluție pentru oamenii de acolo este strămutarea, însă primarul Cepturei, Constantin Chioveanu, ne spune că nu reușește nici de cum să-i convingă pe localnici să plece. Edilul a repurtat însă o mică victorie care pare imensă, având în vedere eforturile făcute. După 12 ani de la cea mai gravă alunecare de teren din Șoimești, anul acesta au început în sfârșit lucrările de consolidare. După aproape 12 ani, s-au găsit fonduri pentru stabilizarea acestui punct critic aflat pe drumul județean 102N, alunecarea din zona Micșunel. Este vorba despre o porțiune de 400 de metri, spuneați, de drum. Foarte multe case au fost afectate de această alunecare de teren. Plus, îmi spuneați că de câte ori mai aluneca puțin, afecta branșamentul la gaze, la apă. Da, să sperăm că măcar cu aceste fonduri vom reuși să punem în siguranță drumul județean. Pentru că natura este, cred eu, mult mai puternică decât noi, iar stabilizarea întregii suprafețe necesită bani mulți și nu știu când se vor găsi acești bani. În prezent se lucrează pentru montarea în pământ a peste 100 de cilindri din fier beton, fiecare având un diametru de 1080 de milimetri. Primarul Constantin Chioveanu speră ca lucrările să se încheie până la sfârșitul lunii decembrie, deși consolidarea este extrem de complexă și de dificilă.